plecat la muncă în Anglia, un român s-a trezit divorțat fără să fie avut măcar idee de ce se întâmplă. De fapt, când a aflat, nevasta lui era deja măritată cu altul. Conform mesajul.ro, latura penală a situației a fost analizată de magistrații judecătoriei Răducăreni din județul Iași. Soluția găsită de aceștia nu a fost însă pe placul bărbatului, care a atacat în fața instanței superioare. Verdictul va fi pronunțat de Curtea de Apel, informează știrdiaspora.ro. Adrian și Ecaterina s-au cunoscut în 1997, 2 ani mai târziu li s-a născut fica. Relația dintre cei doi soți a început să se deterioreze când fata a cunoscut alt bărbat în Italia, cu care a trăit timp de 7 ani. Vrând, soțul a acceptat situația ca atare, relatează ziarul de Iași.ro. În 2015 au plecat amândoi la muncă în Anglia, dar deja nu mai reprezentau un cuplu. De altfel, femeia a cunoscut acolo pe altul și și-a văzut de viață. În cele din urmă, în 2018, Ecaterina i-a propus soțului său să divorțeze. Bărbatul a refuzat, invocând dorința de a nu se destrăma familia. Un an mai târziu, pe când femeia se întorsese în țară, iar Adrian a rămas în Anglia, soția i-a propus din nou divorțul, cerându-i să se întoarcă temporar în România pentru a îndeplini formele legale. Din nou, bărbatul a refuzat. Ulterior, în februarie 2020, femeia a mers la primăria comunei Răducăneni, la serviciul de stare civilă, unde a expus situația și a cerut întocmirea formelor de divorț. Inițial, funcționarul a refuzat-o, explicându-i că soțul trebuie să depună și el cerere de divorț și să confirme ulterior că nu s-a răzgândit. Femeia a insistat, asigurându-l că totul este în regulă, că soțul este de acord și că nu le va face probleme, întrucât ar fi o persoană fără adăpost care trăiește în Anglia din ajutoare sociale. Nu putea fi contactat pentru că nu avea telefon mobil. Până la urmă, funcționarul a acceptat. A întocmit documentele necesare pe care Ecaterina le-a semnat ca soție. A mers chiar cu hârtiile la domiciliul femeii, unde în locul soțului a semnat fica, Ana Maria. Aceasta susținând că are acordul verbal al tatălui ei, conform mesajul.ro. Femeia, fica sa și funcționarul au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Răducăneni în iulie anul trecut, conform mesajul.ro.